Salutare tuturor! Am ajuns și la episodul 4 din proiectul Yamaha, iar dacă vă mai amintiți, am luat decizia de a restaura acest ATV abandonat, care, în ciuda aparențelor, chiar mai putea fi salvat. Așa că am început cu o spălare, degresare și iar spălare, am continuat apoi în atelier cu identificarea problemelor serioase. Dar cea mai mare problemă este filetul bujiei din chiulasă, sau mai degrabă lipsa acestuia. Deci pentru a putea fi reparată chiulasa a trebuit demontată, iar în locul filetului mâncat, cu ajutorul unei truse speciale, am introdus o spiră din oțel încât să înlocuiască perfect filetul original. Iar cu această problemă rezolvată, nu doar că am avut una mai puțin, ci am și reușit să pornim. Am rezolvat și problema electromotorului. Însă chiar dacă am pornit, motorul era departe de a fi sănătos, având un consum exagerat de ulei, dar asta nu ne-a oprit să dăm o tură. Ai grijă că n-ai problemă pe roată, bă. Așa a început episodul 2, pregătindu-mă să demontez motorul de pe cadru, iar odată cu motorul dat jos, l-am putut spăla atât pe el, cât și pe cadru, împreună cu brațele suspensiei. În continuare, am demontat motorul și cutia de viteze pentru a schimba pistonul și rulmenții din cutie, iar cu această ocazie am luat decizia de a schimba toate șuruburile cu altele noi. Mergând un pic mai departe, am reușit să asamblez majoritatea componentelor de la suspensie și cele electrice, încât să fiu pregătit să pornesc motorul. Bun. Momentul adevărului numărul 2. Trebuie pus contactul. Încercarea și repararea au fost un adevărat succes, motorul merge ca nou, are și o compresie foarte bună după cum bine vedeți și, ceea ce e mai important, nu mai scoate fum, așa că acum o să trec la lucrurile care mi-au mai rămas. Deci o să încep cu cei mai ușor, adică cu montajul bucșilor de la brațul superior. Astea sunt bucșile pe care nu le-am avut ura trecută, așa că acum este cel mai oportun moment să le montez. Deci acum vom monta brațul către suportul lui din cadru. A mai rămas butucul de la roată care necesită restaurare. Așa se prezintă după. Înainte să montez acest butuc, trebuie să îi schimb rulmenții, semeringul și bucșa principală, așa că înainte de toate, va trebui să îi scot pe sau să scot toate piesele interne vechi, după cum se poate observa, acesta este și distrus. Așa că asta voi face acum, voi trece la demontarea rulmenților. Deci semeringul prima dată afară. Bun, deci nu prea vrea, așa că o să folosesc un pic de forță și odată cu rulmentul sper să iasă și semeringul. Pentru refacerea butucului am nevoie, bineînțeles, de un alt kit de reparație. Acesta include două bucși de metal, una de un metal mai mare și două de semeringuri.
Odată cu această cale o să montez și saboții de frână. Aceștia vin la pachet cu cele două arculețe care îi țin către o altă în momentul în care ei trebuie să revină. Și se montează relativ simplu. Partea rotundă se pune aici, iar partea lată în partea în care se acționează mecanismul. Chiar dacă acest sabos de la TRV sunt de departe cei mai scumpi sabos pe care i-am cumpărat vreodată la orice, originalii care au fost pe ATV, și aici mă refer chiar la saboții cu care a venit din fabrică, sunt marca Vesra, și cred că se poate observa, made in Japan, nu au o foarte mare uzură în comparație cu cei noi, dar totuși, luând în calcul partea cealaltă, pentru că deja am montat-o, jocul tijei de acționare este mult mai mic la aceștia noi decât la aceștia vechi și am rămas un pic mirat. Nu am găsit, din păcate, cu striații, dar cred că nu va fi nicio problemă. O să fie la fel de eficienți, probabil și mai eficienți datorită vârstei lor. La montajul oricăror saboți, aleg de fiecare dată să montez arcurile înainte să montez saboții, pentru că altfel suprafața de contact este un pic mai mică și în acest caz mi este mai ușor să montez arcurile. Aici o să-i pun cu grijă în partea rotundă. Și ulterior o să îl trag în partea lată. Iar saboții funcționează așa. Au mai rămas capetele de bară, aici nu e o treabă foarte complicată, dar am să vă arăt că această secțiune cu tijă cu tot și capul de bară interior este destul de sucit, probabil a primit vreo lovitură sub centură, dar nu o să fie nicio problemă. O să desfac capul și pe tijă o să încerc să o îndrept. Pentru această treabă am nevoie de o cheie de 10 și una de 14. Capul interior are filetul pe invers, deci în dreapta se destrânge, dar înainte de toate să știți că am măsurat lungimea totală a ansamblului și aceasta este de 30,5 cm, ceea ce înseamnă că voi ajunge cu ambele capete să aibă 30,5, dar asta nu înseamnă că nu voi avea nevoie de un reglaj de direcție. Așa că o să încep după cum am spus cu acesta. Cel din exterior are filet normal. Acesta, din moment ce are filetul normal, o să fie în partea asta. Și aici o să mă pot folosi un pic de vechiul cap de bară, încât să le aliniez cât de cât. Vaselină pentru a aluneca un pic mai bine. Bun, acum este aproximativ 30,5. Capetele sunt orientate la 90 de grade una față de cealaltă, iar de fapt 180 de grade, iar asta înseamnă că voi putea strânge contrapiulițele și sub ansamblu se va putea monta. Deci cam așa se prezintă capetele de bară, rămâne să le montez la loc și după aia să mă ocup de restul mărunțișurilor. Partea din fața direcției este uimitor de simplă și am montat-o foarte ușor, iar așa voi trece la partea din spate. Și aici am pregătit saboți noi de frână, pe care o să-i montez asemănător celor din față. Deci, după cum am spus și anterior, obișnuiesc să montez arcurile prima dată, iar apoi saboții prinși de oaltă îi pun la loc, întâi pe partea rotunjită, apoi pe partea dreaptă. Și așa am un sistem de frânare funcțional.
Foarte rapid am montat cablurile de frână din față, iar aici se poate observa că sub ansamblul direcției nu interacționează cu aceste cabluri. Până să trecem la alte lucruri mai importante, am pus provizoriu carena din spate care conține și filtrul de aer, așa că o să facem acestui ATV o mică probă fix pe acest deal și să sperăm că va funcționa. E un lucru de menționat aici, am făcut un pic de rodaj, l-am lăsat să se încălzească și să se răcească de mai multe ori, am mers câteva ture de curte și așa mai departe, deci motorul este oarecum să-i spunem rodat, așa că vom fi în siguranță să facem acest test. Stai și viu și eu. Și mi-a nebunul jos. La fără nimeni, știi, pe cât fac apă de tare, apă de tare pe, pe manetă. Da, mă, și mie. Și mă calc și mă roată, mă. Dar pune cuia de mai față. Lasă că-i bine, ce-am. Da. Mă, așa nu facem pană, da. Bine, băi, tata. Ce mă, mișcare cu mine? Și uite așa suntem în următoarea zi, iar eu sunt foarte mulțumit de puterea acestui motor, având în vedere dimensiunile și cilindreia, dar asta nu înseamnă că am terminat cu el, mai am de lucru la partea estetică și mai ales la montajul carenelor, iar legat de carene, am trecut cu lama de cutter, după cum ați văzut în primul sau în al doilea episod, dar au rămas urme fine sau un fel de zgârieturi aici. Voi avea nevoie să polișez această suprafață cu un șmirghel fin de apă și să sperăm că toate se vor netezi. Nu voi folosi însă lampa cu gaz pentru că efectul ei este de scurtă durată, chiar dacă inițial arată foarte bine, pentru că eu vreau să am aceste carene într-o stare cât mai bună pentru cât mai mult timp. Cam așa se prezintă aceste overfendere, nu sunt într-o stare excelentă pentru că mai au anumite zgârieturi fine, dar sunt într-o stare mult mai bună decât au fost înainte. Probabil dacă aș mai insista cu un pic de șmirghel sau un silicon de bord s-ar rezolva o mare majoritate din aceste zgârieturi, dar nu o să insist pentru că oricum va merge prin pădure și prin alte frunze și nuiele încât să le zgârie din nou, dar momentan sunt mulțumit de starea lor. Peste aceste galerie ale transmisiei o să punem un capac care va proteja împotriva prafului și a umidității.
Și cam asta e produsul final. Am reușit să montez carenele, atât pe cea din spate cât și pe cea din față, cu tot ce ține de ea, dar nu am fixat deocamdată scărițele, pentru că am nevoie să accesez sistemul de pornire și tot din același motiv am lăsat și scărița din stânga desfăcută, pentru că încă nu mi-a ajuns pinionul cel important de la Bendix. Deci va rămâne să pornesc acest motor doar cu bormașina. Și printre altele, mai am să schimb șezutul, adică suprafața șezutului, cu una care să se potrivească mai bine schemei de culori și totodată va trebui să rezolv aceste jante, dar am o problemă cu compresorul, deci nu le voi putea sabla până săptămâna viitoare sau următoarea săptămână. Dar probabil că nu o să fac un videoclip complet, deci acesta va fi și ultimul videoclip cu acesta TV, dar probabil o să fac o menționare într-un videoclip viitor. Până atunci, eu vă mulțumesc tare mult pentru atenția acordată, nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place ceea ce fac și ne vedem săptămâna viitoare ca de obicei. Vă salut!